Vă salutăm, dragi prieteni! Ne bucurăm ca în această dimineață de sabat să fim împreună. Dorim ca prezența lui Dumnezeu să ne călăuzească în studierea Cuvântului Sfânt. Dorim ca să fim călăuziți de puterea Duhului Sfânt și fiecare dintre noi să avem momente de cercetare a sufletelor noastre, să învățăm din aceste istorii minunate care au fost scrise pentru învățătura noastră. Dorim ca să invităm prezența lui Dumnezeu prin rugăciune, iar apoi vom avea un moment muzical. Tatăl nostru iubit, în această dimineață stăm în prezența Ta pentru a-ți mulțumi de călăuzire, de viață, de toate binecuvântările și de harul pe care încă îl oferi pentru noi și pentru planeta Pământ. Îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi și te rugăm ca în această oră să lași ca puterea Duhului Sfânt să ne sensibilizeze mintea noastră astfel încât acest adevăr să prindă rădăcini în sufletele noastre și să aducă rod spre slava Ta. Binecuvintează-ne pe cei care suntem în discuțiile care dorim ca să vedem noi laturi ale adevărului Tău, binecuvintează pe cei care ne ascultă și ajută-ne, Doamne, ca împreună cu toții, cu poporul Tău, să fim salvați și mântuiți în împărăția Ta. Amin. Prin Domnul Iisus Te-am rugat și îți mulțumim că ești cu noi, Te lăudăm și ne închinăm Ție, acum și în veci. Amin. 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 Ne bucurăm ca în această dimineață de sabat să fim împreună. Dumnezeu să binecuvinteze șederea noastră împreună. E un har de la Dumnezeu că încă ne putem așeza confortabil și să ascultăm mesaj din partea lui Dumnezeu. Și în aceste timpuri trebuie să strângem cuvântul în inima noastră, astfel încât să fim pregătiți pentru marile evenimente care stau înaintea noastră. Continuând istoria pe care o studiem sabat de sabat, în școlile noastre de sabat, dorim ca să ne îndreptăm atenția spre Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce putem să învățăm de la această istorie a Apostolului Pavel. În sabatul trecut, recapitulând pe scurt ceea ce am învățat, dând mărturie cu o conștiință curată, dorim ca să ne amintim ceea ce spunea Apostolul Pavel: mă deprind să am o conștiință fără potignire către Dumnezeu și către oameni. De multe ori, pentru a atinge anumite scopuri, pentru a atinge anumite ținte, de multe ori flatăm, de multe ori poate lingușim, alte ori folosim, ca și în timpul ucenicului Pavel, folosim pe Tertulus pentru a da un fel de bazma curată pe ceilalți și el să fie lansat în față. Dar vreau să vă întreb, oare acesta este felul în care putem să avem o conștiință curată? O conștiință curată este cu totul altceva. Ce minunat este să ai o pace lăuntrică, să ai calmitate, să ai o liniște a minții. Dragii mei, acestea sunt toate trăsături
de origine cerească, care ne pot fi dăruite doar prin prezența lui Dumnezeu și prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Pavel a ajuns în diverse dificultăți datorită faptului că a crezut cu putere în adevărul lui Dumnezeu. Credea în învierea morților și pentru aceasta a fost dus în judecată. Și a ajuns în fața mai marilor, iar Festus a avut ocazia să primească adevărul lui Dumnezeu. Dar a spus, du-te și te voi mai chema când voi avea ocazia. De multe ori avem ocazii. Se ivesc din ce în ce mai multe ocazii și refuzăm ca să primim adevărul din partea lui Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu ne vorbește prin diverse căi, iar noi spunem, lasă, mâine, voi mai avea o altă ocazie. Dragii mei, astăzi este ocazia noastră de aur. Astăzi este timpul în care să nu mai aducem scuze lui Dumnezeu că ne-am cumpărat un teren, că ne-am cumpărat niște boi, că ne-am căsătorit, că avem diverse scuze. Dragii mei, este timpul ca să acționăm. Suntem în plin război și poporul lui Dumnezeu trebuie să acționeze. Altfel vom fi învinși. Victoria noastră este asigurată. Prezența lui Dumnezeu în viața noastră va face ca noi să ieșim învingători. De aceea, astăzi vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să ne consacrăm cu totul în mâna lui Dumnezeu, astfel încât să avem o conștiință curată, care poate să fie și înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Vă mulțumim încă o dată că sunteți împreună cu noi. Vă mulțumim că aveți disponibilitatea de a distribui acest mesaj la prietenii dumneavoastră și dorim ca în continuare să parcurgem lecția noastră de zi împreună cu colegii noștri care sunt împreună cu noi, pastorul Ionel Aria. Mulțumesc pentru invitație. Pastorul Danuț Palan. Și eu mulțumesc și salut audiența. Vă mulțumim că sunteți împreună cu noi și să ne ajute Dumnezeu ca în această lecție deosebită să dezbatem aspecte care să fie pentru timpurile noastre, care să fie practice și care să ne aducă un plus în călătoria noastră pe pământul acesta. Lecția noastră este depunând mărturie în fața unui rege. Și avem aici testul de memorizat, de memorat, dar mulțumită ajutorului lui Dumnezeu am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise că are să se întâmple. Cununa lui Hristos trebuie să fie înălțată deasupra diademelor potentaților pământești. Cum a fost viața acestui apostol Pavel? Cum a putut el să nu se depărteze deloc de la ceea ce spunea prorocii și Moise? În urma experienței pe care Pavel a avut-o în călătoria lui spre Damasc, aceasta l-a marcat într-un mod deosebit. El a înțeles că lucrarea pe care el o făcea nu era bună și acum s-a dedicat cu toată puterea și cu toată inima cauzei pe care Domnul Hristos i-o arătase personal. Acum a înțeles ce trebuie să facă, cum să acționeze și și-a predat întreaga viață și cu toată inima a lucrat pentru cauza lui Dumnezeu și cu sinceritate. Și tocmai de aceea îl vedem pe Pavel un lucrător zelos, activ și deosebit față de toți ceilalți pe care noi îi cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu. Este un exemplu deosebit pentru noi și cred că avem multe de învățat de la apostolul Pavel. Nu era noua ieră apostolul Pavel, nu era noua dispensațiune. De ce Pavel încă se ghidează după Moise și după proroci? Foarte mult astăzi oamenii spun, suntem în nou legământ, nu ne mai ghidăm după vechiul. Și aici vedem că apostolul Pavel se ghidează și spune că se ghidează după proroci și după Moise. Oare are aceasta vreo relevanță? Era cumva în mintea iudeilor, era o trecere de la ceremoniile lui Moise la nou legământ, care nu mai aveau aceste ceremonii. Și acum în mintea iudeilor totuși rămânseseră aceste lucruri vechi pe care ei nu puteau încă să le dea la o parte. Dar totuși, Pavel, deși cumva căuta să le împlinească față de ei, totuși în inima și în mintea lui el știa că ele nu mai erau valabile. El cunoștea lucrul acesta. Chiar dacă ne amintim că am discutat noi în urmă despre momentul acela când
a intrat în templu, s-a curățit, s-a ras capul împreună cu patru bărbați. El a făcut lucrul acesta nu pentru că credea că mai este bine lucrul acela, ci pentru că îi iubea și pentru că colaboratorii săi i-au cerut lucrul acesta și el a căutat să facă așa cum au zis ei, ca să fie bine. Dar în inima lui, el știa că acele lucruri nu mai sunt valabile. Știa că fac parte din legile ceremoniale. Da. Haideți să parcurgem lecția pe care o avem astăzi. Cum aminteam și în cadrul lecției de repetat, am avut despre Felix care spunea du-te și vei veni când voi mai avea ocazia ca să-mi vorbești. Aici avem întrebarea, întrucât Felix s-a pus plăcerea lumească, lăcomia și schemele politice ambițioase înaintea luminii aduse de Pavel, ce a urmat în viața sa? Da. Este un mod normal de consecințe atunci când faci o alegere. Dacă alegerea este bună, normal și consecințele sunt plăcute. Dacă alegerea este greșită, automat consecințele vor fi dezastruoase. În ceea ce privește consecințele respingerii luminii de către acest conducător roman, de către Felix, cuvântul spune că el a sfârșit în întuneric și în disgrație și obscuritate, spunem. Și aceasta datorită faptului că ocaziile vieții de salvare el le-a amânat. Le-a amânat, le-a ignorat, așa cum face cea mai mare parte a omenirii. Deci să fim siguri și să fim convinși de faptul că consecințele alegerilor noastre vor fi inevitabile. Nu? Felix acesta, ca urmare a respingerii adevărului expus de Apostolul Domnului, se spune despre el că a fost detronat, nu? A fost găsit vinovat pentru mai multe lucruri ilicite. Soția lui a pierit în erupția vulcanului Vesuviu împreună cu singurul lor fiu și zilele lui finale au sfârșit în întuneric. Deci aceasta a fost consecința alegerii lui. Putem să observăm și noi faptul că dacă facem o alegere bună, slujindu-i lui Dumnezeu cu întreaga inimă și contribuind la înaintarea Evangheliei sale, viitorul nostru va fi luminos, va fi strălucit. Dacă nu, ne vom stinge și noi așa cum s-a stins Felix acesta. Nu avea oare nevoie cauza lui Dumnezeu de Pavel? De ce să nu plătească Pavel o anumită sumă de bani să fie liber ca să propovăduiască adevărul lui Dumnezeu mai departe și să stea în continuare în închisoare? Da, deci chiar vroiam să punctez ca o învățătură pentru noi, de la Festus putem să învățăm ceva și de la Pavel. Observăm, în fața lui Dumnezeu noi ar trebui să stăm de partea dreptății chiar dacă s-ar nărui cerul. În primul rând vreau să privim la acest guvernator care el deși cunoștea, știa că Pavel nu era vinovat de nimic, că iudeii îl acuzau pe nedrept. Cu toate acestea, de teamă să nu-i ofenseze și pentru că iudeii puteau să ajute ca el să fie promovat, cu toate acestea el a ales să-l lase pe Pavel în închisoare, ca să facă pe plac iudeilor. De ce? Pentru că avea niște scopuri, niște interese proprii, nu? Pe de altă parte, observăm de la Pavel și învățăm. Ce învățăm? Pavel știa că este nevinovat și în fața lui Dumnezeu el nu dorea să-și asigure libertatea prin mită sau, eu știu, prin alte favoruri sau prin alte mijloace. El s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu și a spus, nu, Dumnezeu va fi acela care va lucra pentru mine și eu nu vreau să-mi pătez mâna căutând să-mi câștig libertatea cu bani sau altfel. Deci observăm două caractere diferite, nu? Între Pavel și acest guvernator și cred că noi avem de învățat din aceste exemple. Mulțumesc. Care ar fi valorile pentru care se merită ca să trăim pe pământul acesta? Pentru aplauze, pentru bogății, pentru ce să trăim? Se merită să trăim pentru Dumnezeu, pentru apărarea adevărului său, indiferent cât ar costa prețul plătit, pentru că adevărul știm că în final va triumfa. Toate artificiile colaterale vor pieri.
toate considerațiile personale pe care oamenii doresc să și le asigure în asemenea împrejurări vor pieri ca fumul. Doar cei care susțin adevărul lui Dumnezeu, aceia vor fi și sfințiți prin el și vor fi răsplătiți de Dumnezeu ca fiind cu adevărat eroi ai credinței. Cum putem să ne găsim acest echilibru astfel încât să prețuim valorile, lucrurile de sus, mai mult decât acestea care sunt trecătoare? Reputația noastră, poate bogăția noastră, numele nostru. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să avem un scop clar și precis. Idealul pe care ne-l oferă Evanghelia este lucrurile care nu se văd, veșnice și netrecătoare. Eu cred că dacă avem privirea îndreptată către ele, toate celelalte sunt fără valoare și nici nu ne atrag și nici nu avem nicio dorință de a le avea. Dacă ai un scop clar și preciz și dacă privești, așa cum privea Pavel, către ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru el, atunci, sigur, vei merge înainte și nu vei privi în jur. Nu este nimic în jurul nostru care să aibă așa forță și așa valoare care să eclipseze lucrurile de sus pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi și veșnicia. Da, ce minunat ca să punem accentul pe aceste lucruri care chiar au valoare, dragi tineri, și care rămân pentru totdeauna. Al doilea subtitlu, siguranță pe căi neașteptate. Explicați care a fost politica lui Festus, care a venit în locul lui Felix. Da, deci acest nou conducător roman a urmat politica pașilor predecesorilor săi, deși el a vrut ca să ofere apostolului Domnului un proces echitabil, totuși a oscilat între susținerea fermă a adevărului, pentru că dacă susținea adevărul, recunoștea nevinovăția apostolului, însă a oscilat între cele două părți adverse și lucrul acesta oricum a fost călăuzit de Dumnezeu în sensul că apostolul i-a fost prelungită viața. Deci și prin intervenția acestui conducător al lui Festus Porcius, Pavel a putut să depună mărturie, a putut să aibă continuitate în depunerea mărturiei sale și în felul acesta a fost zădărnicit un nou plan al conaționalelor săi, al dușmanilor săi de moarte, pentru că ei cereau ca să-l aducă din nou la Ierusalim pe Pavel, ca să-l judece acolo, iar Festus acesta a răspuns că Pavel este păzit la Cezarea și nu mai are niciun sens ca să mai meargă din nou la Ierusalim. Și dacă ei au ceva împotriva lui, să se urce împreună cu el la Cezarea și să îl părăsească acolo de ce au ei împotriva lui. Deci providența divină lucra în favoarea apostolului Domnului, chiar dacă el era închis, chiar dacă el nu mai avea libertatea deplină de exprimare, totuși putea să depună mărturie în favoarea adevărului, în fața celor care erau atât acuzatori ai lui, cât și justițiarii care erau din Imperiul Roman. Cum poți să te simți în siguranță când ești dus din fața unui împărat în fața altui împărat, când ești dus în tot felul de situații de acestea? Cum poți să te mai simți în siguranță? Să simți că încă Dumnezeu este acolo prezent. Într-o lecțiune trecută aveam o idee unde spunea că Pavel simțea permanent prezența lui Dumnezeu alături de el. El știa că Domnul conduce și îl călăuzește. Într-adevăr, au mai fost așa câteva momente când se întreba oare am ales bine, am făcut bine, dar cu toate acestea, Domnul era acela care întotdeauna îi se descoperea și îi spunea: Pavele, n-avea grijă că eu sunt cu tine. Deci asigurarea aceasta a prezenței lui Dumnezeu îl făcea să aibă liniște, pace și încredere și să meargă înainte cu fața senină. Da, tot el spunea, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Cum s-a desfășurat această audiere și care a fost rezultatul acestei audieri în prezența lui Festus? Păi, ca și cele trecute, cu siguranță că iudeii l-au acuzat din nou de lucruri neadevărate. Dar ce aveau iudeii ăștia? Ce... Cred că ceea ce... De ce nu mai credeau ei în învierea morților? Sau nu mai credeau în învierea morților ei? Unul dintre lucrurile pentru care ei vroiau ca să-l
elimine pe Pavel era faptul că le amintea mereu despre faptul că ei l-au răstignit pe Domnul Hristos. Nu? Pentru că Pavel amintea mereu că Domnul Hristos a fost Mesia și ei l-au respins. Acesta a fost, mă gândesc eu, unul dintre lucrurile acelea care îi ofensa pe ei. Apoi mai era și problema aceea că Pavel tot amintea că Dumnezeu l-a trimis la neamuri, să predice neamurilor Evanghelia și să poată să se întoarcă și ei la Dumnezeu. Iarăși un lucru care lor nu le plăcea. De ce? Ei se considerau poporul lui Dumnezeu. Noi suntem privilegiați, noi suntem neamurile păgânii, n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Deci erau câteva lucruri care îi supăra pe evrei în expunerile lui Pavel și pentru aceasta ei căutau să termine cu viața lui Pavel. Da. Cum reacționezi atunci când simți că ești trădat, mai ales de ai tăi? Da, dezamăgirea este mare, evident, dar așa cum amintea fratele Ionel, conștiința faptului că Dumnezeu este alături de tine te face să depășești orice asemenea momente neplăcute, nedorite și să ții constant nădejdea ta în Dumnezeu și să te încrezi doar în El, să nu mai apelezi la bunăvoința sau la mila nimănui, ci doar să apelezi la bunăvoința divină, pentru că ea răspunde prompt la orice situație și atunci ești liniștit. Când știi că Dumnezeul tău este lângă tine, te inspiră, te ajută, atunci nu-ți mai trebuie nimic altceva, indiferent câte acuze și câte furtuni de mari s-ar ridica împotriva ta. Știi, mi-am amintit de un gând pe care îl spune David în Psalmul 55. Zice el acolo, dacă un vrăjmaș m-ar bat jocorii, nu m-ar durea, n-aș avea treabă. Dar tu, fratele meu, care te urci cu mine la templu și tu ca să... Pentru că întrebai cum s-a simțit Pavel, e clar că nu te simți prea bine și e dureros. Dar totuși noi trebuie să mergem înainte, să privim în sus și să înțelegem că ăștia sunt oamenii. Și s-ar putea, mâine, poi mâine, chiar cei mai apropiați ai noștri, și chiar spune cuvântul lui Dumnezeu, amintește lucrul acesta, nu? Cei ai noștri, dintre noi, vor fi aceia care vor fi cei mai veritabili vrăjmași ai noștri. De ce oare urăsc oamenii lumina și prigonesc pe cei care aduc lumina? Domnul Iisus spune de ce. Pentru că faptele lor sunt rele, lumina este aceea care scoate în evidență păcatul și faptele rele, oamenilor nu le place lucrul acesta și de aceea mai bine iubesc întunericul decât lumina. Da. Și iudeii. Faptul că Apostolul Pavel le amintea și le punea în față lumina, lor nu le plăcea această lumină, deși știau că aceasta este adevărată. Cunoșteau, clar. Dar lucrul acesta îi supăra rău de tot. Cum a continuat mai departe această audiere? Ce a spus Pavel mai departe? Da, observă că prejudecata și bigotismul, îndreptățirea de sine a conaționalilor săi evrei l-au determinat pe apostol să renunțe la judecarea lui acolo, în patria lui, în Israel, și văzând bura lor față de el, a cerut ca să fie dus, să fie judecat în fața cezarului. Deci observăm că uneori, așa cum este o vorbă și în lumea aceasta, mai bine faci o treabă cu un străin decât cu al tău de aproape. S-a folosit și el de lucrul acesta și a cerut să fie judecat de către cezar. Festus, după ce s-a consfătuit cu consilierii și cu sfetnicii săi, i-a spus că dacă ai cerut așa, în fața cezarului te vei duce. În ceea ce ne privește și pe noi, spune că în viitor
acei bărbați care au pretins întreaga viață că slujesc lui Dumnezeu, că respectă tot ceea ce Dumnezeu cere, vor deveni cei mai aprigi împotrivitori ai fraților lor de altă dată. Și nu va fi și nu trebuie să fie de mirare pentru fiecare dintre noi dacă cineva dintre ai noștri se ridică împotriva noastră pe linie de adevăr, evident. În ceea ce ne privește trebuie să fim constanți, trebuie să dovedim răbdare și bunătate, pentru că prin aceasta se dovedește nevinovăția. Și vom avea nevoie în asemenea situații, spune cuvântul, de curaj, fermitate și de o cunoaștere a cuvântului lui Dumnezeu, care este esențială pentru a putea să facem față acuzărilor nedrepte care ni se vor aduce, așa cum i s-a adus și apostolului Pavel. Da. Cred că acum este timpul în care putem să ne formăm caracterele noastre care să reziste în momentele de criză. Dacă acum avem probleme și de multe ori poate nu ne înțelegem, cum va fi atunci când vor veni toți asupra noastră? Și poate de multe ori suntem tentați ca să fim pe placul celorlalți, pentru ca să nu intrăm în opoziție cu ei, să nu fim în contradicție cu ei. Îmi place o idee de aici pe care vreau să o amintesc, a cuvântului Dumnezeu, ne învață la ce trebuie să ne așteptăm. Și aici spune că cei mai loiali copii ai săi vor fi persecutați, motivele lor vor fi contestate, cele mai bune eforturi ale lor vor fi interpretate greșit și numele lor vor fi lepădate ca un rău. Deci politica vrăjmașului este ca răul să apară bine și binele să apară rău. Ura lui se va îndrepta cu toată puterea împotriva copiilor lui Dumnezeu, așa cum a fost împotriva apostolului Pavel. Deci vrăjmașul a depus eforturi hotărâte ca să-l piardă pe Pavel, dar numai mâna lui Dumnezeu și providența lui Dumnezeu a fost aceea care l-a apărat. Cred că asta este lecția pe care noi trebuie să o învățăm. La asta trebuie să ne așteptăm și viitorul asta ne pune înainte. Da? Era subtitlul Siguranță pe căi neașteptate. Când Domnul Hristos este alături de noi, putem să fim în siguranță, dar trebuie să alegem să trăim în evlavie cu Hristos Iisus și astfel, chiar dacă va veni prigoana, împreună cu El vom ieși biruitori. O următoare parte a acestei lecții, o întâlnire providențială, prin providența lui Dumnezeu, pe cine avea să mai întâlnească Pavel în continuare? Da, deci apostolul Domnului, așa cum i se făcuse cunoscut de către Domnul însuși în vedenie, trebuia să dea mărturie până va ajunge în capitala lumii. Însă până acolo observăm că o altă personalitate importantă din Imperiul Roman a venit în contact cu apostolul Domnului. Deci Festus a primit pe împăratul Agripa. Împăratul Agripa acesta era ultimul dintre irozi, spune cuvântul, și Festus i-a spus lui Agripa cum stau lucrurile cu apostolul Pavel, cum este părât de iudei, de ce este acolo la închisoare. Și când a auzit lucrul acesta, Agripa a zis, păi aș vrea să aud și eu pe omul acesta, ce spune el și cum este. Și Festus i-a zis, mâine îl vei auzi. Îl vei auzi, vei vedea ce spune și în felul acesta vei lua cunoștință despre lucrul acesta și vei vedea care este situația cu omul acesta. Deci observăm că lucrurile sunt conduse de Dumnezeu într-un mod nevăzut, într-un mod fără fățiș, adică fără a fi date pe față așa cum se obișnuiește lumea aceasta. Dumnezeu conduce din umbră evenimentele astfel ca adevărul său să fie auzit de orice ureche și este intenția lui ca și mai mari pământului să audă lucrul acesta, așa cum a auzit și împăratul acesta, Agripa. Da. Cred că Dumnezeu va conduce la fel în ultima perioadă poporului Dumnezeu și va ajunge înaintea mai marilor și va trebui să dea mărturie. Sigur, asta chiar spune cuvântul lui Dumnezeu, că în sălile de audiență ale mai marilor, copiii lui Dumnezeu vor vesti adevărul și vor face de cunoscut pe Domnul Hristos. Da. Descrie scena și întâlnirea dintre Pavel și Agripa în sala de judecată. Da, bineînțeles că a fost o scenă deosebită pe care Festus a pregătit-o pentru că era împăratul Agripa, care au venit acolo într-o deosebită scenă de, eu știu,
cum să spun, de lumină și adică ceva care să iese în evidență ochiului și privirii frumos, nu? Cu soldații aceia, cu armura lor bine lustruită și toate lucrurile puse la punct. Ne imaginăm așa, cam, eu știu, o sală în care să primească pe mai mari lumii, cam cum se pregătește, nu? În mijlocul acestei scene care îți lua privirea, a fost adus și Apostolul Pavel ca un om simplu, dar știm că cuvântul lui Dumnezeu spune că lângă el erau îngerii lui Dumnezeu care îl însoțeau, nu? Și acest apostol simplu, poate neîmbrăcat în haine așa, care se iese în evidență, totuși era prețuit de Dumnezeu, era iubit de cer și de îngeri și aceștia erau alături de el. Festus a căutat să facă o introducere spunând, uite, omul acesta pe care mi l-a lăsat Felix aici, noi l-am cercetat, nu am găsit nicio vină în el, dar el a cerut să fie dus în fața cezarului. Acum eu am să-l trimit în fața cezarului, dar nu știu ce să scriu acolo, o învinuire despre el, ce să spun. Nu că cumva fugea de responsabilitate, acum a căutat pe cineva care să-i spună ce să scrie, să nu spună el? Nu, eu cred că chiar sincer nu a găsit nicio vină. El știa, cunoștea și el cât de cât că iudeii îl condamnau așa mai mult, că avea ură pe el. Și chiar cercetase să vadă, măi, să vedem dacă, dar nu găsise vreo învinuire oarecare și acum l-a pus și în fața împăratului Agripa, cumva să-i dea și el o soluție, să vedem ce să scrie acolo, nu? Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că Festus dorea într-adevăr ca să fie ascultat și de către Agripa, să vadă, să tragă și el concluzia și să spună și el ce a găsit cu care să scrie acolo. Da, în contradicție cu, sau în comparație cu această scenă în care apare împăratul împreună cu Festus, în etalare, în acea lumină care atrăgea privirile, cum era omul lui Dumnezeu? Da, Apostolul Domnului, spre deosebire de mulțumirea de sine a mai marilor pământului care se complac în etalare și în strălucire, spune că bătrânul prizonier era legat de soldatul care îl păzea cu lanțuri și nu avea nimic în aparență care să atragă privirea sau să ofere omagiul. El era acolo probabil și într-o ținută mai modestă, nu? Dar cu toate acestea, cuvântul sfânt spune că cerul era de partea lui. Îngerii lui Dumnezeu erau alături de el ca să inspire credință, curaj, să inspire amabilitate, răbdare și susținere fermă a adevărului. Ori acestea sunt valorile pe care cerul le aprobă și le apreciază, nu acelea care izbesc ochii, așa cum se obișnuiește în lumea aceasta, splendoarea, luxul și toate acestea. Deci Dumnezeu iubește ceea ce nu se vede la suprafață, iubește interiorul. Ori aceasta ar trebui să fie și preocuparea noastră a tuturor, să iubim adevărul din inimă și să nu iubim doar lustruirea de pe din afară, pentru că aceasta este trecătoare. Da, și a venit chiar împăratul cerului, Domnul Iisus, și spune că nu avea nimic care să atragă privirile. Da, așa este. Ci interiorul, aceasta este cea mai mare podoabă care poate să încununeze viața noastră. Chiar scoate în evidență, așa cum amintea fratele Dănuț aici, lecția la spre ce privesc oamenii, spre ce privește Dumnezeu. Nu? Oamenii privesc spre ceea ce se vede, Dumnezeu privește spre ceea ce nu se vede, nu? Caracterul acela minunat, acela care ține cont de legea sa și de ascultare, care trăiește în ascultare, acela care are niște principii corecte în viață, ăștia sunt mai importante decât lucrurile acestea care atrag privirea. Și interesant este că în orice situație de aceasta, în care omul lui Dumnezeu sau oamenii lui Dumnezeu au fost duși înaintea mai marilor, întregul cer investea în situația respectivă. Întregul cer spune aici că era prezent acolo
Și mi-a plăcut aici o frază că îngerii erau slujitorii lui. Adică îngerii erau prezenți acolo, puterea lui Dumnezeu era acolo ca să îi întărească. De aceea cât de minunat este ca să avem această părtășie cu Dumnezeu. Și orice ar veni, suntem întăriți și întreg cerul este alături de noi. Da? Păcătoșii căiți să se exprime. Ce putem învăța din modul în care Pavel și-a început mărturia? Cred că ceea ce putem noi să învățăm este că copiii lui Dumnezeu vorbesc ca în fața lui Dumnezeu. Adică ei sunt niște oameni care sunt simpli în prezentarea lor, fără lingușiri, așa cum învățam mai în urmă, fără, eu știu, să scoată în evidență sau să înalțe pe oameni. Deci Pavel vorbea simplu, dar totuși era politicos. Era cumva, se simțea în vorbirea lui că el are bunele maniere, nu? Pentru că chiar îmi place aici cuvântul lui Dumnezeu care spune că religia face dintr-un om un gentleman. Dumnezeu îi învață pe copiii săi acele principii nobile de viețuire pe care să le aibă între oameni. În relațiile sociale pe care le avem cu ceilalți, noi trebuie să dovedim că suntem niște oameni care nu suntem needucați sau care suntem grosolani sau care, eu știu, ci cuvântul lui Dumnezeu vrea și dorește să facă din fiecare dintre noi un om deosebit. Nu care să lingușească și care să... Nu, ci un om care, într-adevăr, să aibă o politețe, o noblețe, o amabilitate deosebită. Asta vedem din viața Domnului Iisus, observăm chiar din viața Apostolului Pavel și asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Și cum poate să fie obținută aceasta? Prin educație, prin formare? Cum se poate face să devii un gentleman? Da, deci atunci când te dedici cu toată inima cauzei adevărului, lucrurile vin de la sine. Așa cum amintea colegul înainte, îngerii și Duhul lui Dumnezeu sunt prezenți permanent ca să inspire și să insufle servilor săi acea atitudine, acele cuvinte care sunt de cel mai puternic impact pentru interlocutorii lor și care pot avea un efect benefic pozitiv în inimile lor. Și în felul acesta putem să ne facem folositori. Deci atitudinea apostolului în acele împrejurări nefavorabile pentru el a fost una într-adevăr fină și rafinată. Rafinamentul lui era obținut din relația lui strânsă cu Mântuitorul lui. Deci Domnul Iisus a fost un adevărat cuceritor de inimi, blândețea lui a fost cunoscută de toți, iar apostolul a fost alimentat din belșug cu aceste calități divine de la Mântuitorul lui și l-a exemplificat și el în problemele, în situațiile prin care a trecut, așa cum vedem în fața mai marilor pământului care se perindau unul după altul în fața lui, să asculte, să audă mesajul lui și adevărul Evangheliei pentru că era planul lui Dumnezeu. Deci apostolul a fost într-adevăr un om de o politețe fină. Nu? Așa cum se amintea că religia face din om și acel om care este transformat în felul acesta este cu adevărat un om religios. Deci și noi putem să luăm exemplu din această atitudine nobilă că atunci când vom fi acuzați pe nedrept să nu ne răsculăm și să nu spunem de ce mă acuz pe nedrept, că eu sunt nevinovat. Nu, să fim răbdători și calmi că Dumnezeu este acela care ne va face dreptate și nu oamenii, de aceea să căutăm dreptatea la Dumnezeu. Și este aici o idee care scoate în evidență un lucru. Pentru că și în lume, în afară, observăm oameni politicoși, oameni amabili, nu? Care vor să aibă niște maniere deosebite. Lucrul acesta este chiar cerut în societate. Am observat în special când intri într-un magazin, te primesc foarte frumos oamenii. Bunele maniere le învață și oamenii. Totuși, diferența între acești oameni și copiii lui Dumnezeu este că copiii lui Dumnezeu fac aceste lucruri din inimă, pe când cei din afară, oamenii le fac de formă ca să atragă pe oameni. Deci cam asta mi se pare mie diferența, nu? Copiii lui Dumnezeu
să iubească din inimă și să fac, să aibă politețea aceasta rafinată din inima lor, care să vină din interior. Sigur. Deci creștinismul va face dintr-un om un gentleman. Creștinism înseamnă, sau creștin înseamnă, a avea în centru pe Domnul Hristos. Asemănător prezența Domnului Hristos va face din om un gentleman. Doar prezența Lui. Și aceasta îl va face într-un mod continuu. Nu doar când este acolo la magazin să facă primirea cuiva, ci gentleman nu înseamnă doar atunci când predici sau când vizitezi pe cineva, ci gentleman înseamnă să fii și acasă un gentleman, să fii cu copiii tăi, cu partenerul tău de viață, cu toate persoanele care vin în contact. Nu doar așa în aparență, ci în fiecare clipă și în fiecare moment să ai această delicatețe, această, cum este haina de insubțire, atât de delicată, atât de subțire, care poate oricând să fie străpunsă de un spin. Parcurgem mai departe, pentru că timpul ne presează. Cum radia de la Apostolul milința inimii? Apostolul Pavel, în expunerea pe care a făcut-o, a căutat să-i pună în fața ascultătorilor să-i experiența pe care el a avut-o de când s-a născut în Ierusalim, cum a învățat, și apoi a punctat un lucru. Lucrarea aceea pe care el a făcut-o în necunoștință de cauză, adică prigonirea aceea pe care o a făcut-o împotriva credincioșilor, acum a pus-o în fața lor ca o părere de rău. Adică arăta că îi pare rău de lucrul acesta și punctează cuvântul lui Dumnezeu aici căința aceasta autentică și umilința autentică a apostolului Pavel. Adică el a spus, uite, eu am făcut lucrul acesta, dar cumva îmi pare rău pentru că l-am făcut în necunoștință de cauză, până când Dumnezeu m-a luminat, nu? Și am înțeles care este adevărata lucrare pe care trebuie să o fac. Și ne învață și pe noi că și noi trebuie să nu ascundem sau să nu ne fie greu să recunoaștem lucrurile greșite pe care le-am făcut, poate, nu? Și ca și Apostolul Pavel să le expunem și să spunem, da, uite, aici nu a fost bine cum am făcut și Dumnezeu m-a luminat și am înțeles cum trebuie să fac. Da, să arătăm experiența pe care am avut-o în adevărata ei maxim cum a fost aici și nu să o reducem, cum spunea, deci ne încercăm să ne reducem vina. Sigur. Aceasta nu înseamnă că punem cumva în pată neagră cumva trecutul nostru și nu vom mai fi primiți de oameni? Nu, pentru că observați, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, prezintă și faptele rele ale oamenilor, ale copiilor lui Dumnezeu și pe cele bune. Nu? Putea scrie Dumnezeu pe paginile Sfintei Scripturi numai ceea ce a fost bun despre copiii săi, da? Numai lucrurile bune, atât. Dar nu, Dumnezeu a pus și lucrurile acelea care nu au fost bune pentru ca noi astăzi, și nu numai noi, să învățăm ceea ce a fost bun să luăm, ceea ce a fost rău să evităm. Da, pentru că de multe ori și ca părinți, spre exemplu, putem să arătăm copilul nostru doar o față așa de sfânt pe care am avut-o și să nu arătăm adevărata față pe care, sau experiență pe care am avut-o în trecut. Da. Cum relatează Pavel experiența sa și ce datorie încredințată lui ne este încredințată și nouă chiar înainte de revenirea lui Isus? Da, Apostolul Pavel a povestit împăratului Agripa momentul convertirii lui, momentul de răscruce, când mergea spre Damasc, cum i s-a descoperit Domnul într-o lumină orbitoare și cum i-a vorbit și cum i-a spus și el, rămânând uimit, a zis, ce vrei să fac, Doamne? Și la răspunsul acesta Dumnezeu i-a explicat că l-a ales dintre neamuri și dintre conaționalii lui ca să ducă vestea bună la neamuri, să le deschidă ochii, să se întoarcă de la întuneric, de la lumină și de la puterea diavolului la Dumnezeu, ca în felul acesta să primească prin credință iertarea păcatelor și moștenirea vieții veșnice. Deci el a expus cu sinceritate, cu claritate, cu simplitate, nu? Întâmplarea lui și a punctat faptul că și-a înțeles misiunea.
Și spunea el lui Agripa, de aceea n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei divine, împărate, și de aceea caut ca să-mi îndeplinesc slujba aceasta, să fiu și-o de folos cât mai multor suflete. Și ceea ce avem și noi de tras ca exemplu bun din această râvnă devotată a Apostolului Domnului este ca ori de câte ori suntem chemați în serviciul lui Dumnezeu, în slujba lui, ori de câte ori este nevoie să ajutăm cauza Evangheliei, să spunem de fiecare dată, iată-mă, trimite-mă. Aceasta ar trebui să fie graiul inimii noastre, pentru că Apostolul Domnului niciodată n-a respins vreuna din apelurile, vreunul din apelurile care s-au făcut în sensul de a li se descoperi lumina oamenilor, lumina adevărului, și el, întocmai ca și Mântuitorul lui, a lucrat neobosit pentru Evanghelia aceasta mântuitoare și de aceea a avut curaj ca la sfârșit să spună că mi-am sfârșit alegarea și am păzit credința. Deci exemplul lui este demn de urmat pentru fiecare dintre noi și anume a ajuta oamenilor să privească lucrurile în adevărata lor lumină și să nu mai rămână în întunericul păcatului și în obscurantismul așa zisei științe de astăzi, care ignoră lumina adevărată și încearcă să-și facă lumini false. Da, am văzut în prima parte de felul în care Pavel își arată stilul lui rău în care a lucrat la început și am discutat despre dacă este bine să ne spunem experiența negativă, dar apoi își spune experiența salvării. De multe ori se spune, nu e bine ca să spui experiențe sau să spui momentele prin care le-ai avut cu Dumnezeu, experiențele cu Dumnezeu. Pare ca și o laudă, ai venit aici ca să te lauzi. Nu a venit cumva Pavel aici să se laude? Uite ce experiență am avut eu. Nu, eu cred că tocmai experiența noastră cu Dumnezeu, aceasta are putere înaintea oamenilor. Va ajuta și pe alții. Sigur, sigur. Tocmai de aceea observăm că numai aici Pavel le-a expus. Și în ocaziile trecute, când a stat în fața mai marilor, el a amintit experiența aceasta pentru ca oamenii să înțeleagă că Dumnezeu este acela care lucrează prin noi, nu? Și acum mă gândesc cu câtă putere căuta Pavel să expună în fața celor prezenți aceste lucruri, că Festus, într-un moment, s-a ridicat, Pavel, ești nebun? Învățătura ta cea mare te face să dai nebunie? Adică, mă gândesc eu, cu câtă elocvență, cu câtă putere rostea Pavel cuvintele acestea, experiența sa, practic, încât Festus a fost mișcat cumva, se cutremura. De ce? Pentru că el înțelegea că Dumnezeu este acela care a condus viața lui Pavel. Deci Duhul lui Dumnezeu era acela care dădea putere cuvintelor lui și practic pe toți ascultătorii săi care erau acolo îi făcea să înțeleagă că Pavel vorbește sincer, adevărat și că el are putere în ceea ce spune. Da, pentru cei care sunt pe calea pierzării, propovăduirea crucii este o nebunie pentru ei, nu o înțeleg. Da, da. Da. Ultima parte a acestei lecții vorbește despre o ocazie inestimabilă oferită. Ce a explicat Pavel mai departe despre povara care era pe inima lui? Da, deci, așa cum am amintit, Apostolul Domnului a făcut cunoscut împăratului Agripa intenția lui de a nu refuza chemarea Evangheliei, ci dimpotrivă de a onora într-un mod deplin. Și așa, de aceea a spus el că n-a vrut să se împotrivească vedeniei divine, pentru că era convins că era de la Dumnezeu. Și el a fost folosit orice ocazie în viața lui ca să mărturisească despre adevăr. Ne amintim că și Domnul Hristos a spus, cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Și în fața conducătorilor romani, cu ocazia crucificării sale, a spus că eu de aceea m-am născut ca să mărturisesc despre adevăr. La fel și Apostolul Domnului, călcând pe urmele Mântuitorului său, a procedat întocmai și a folosit toate ocaziile vieții mărturisind despre Mântuitorul lui, despre adevăr și despre
ceea ce avea să se întâmple, despre cum se poate ajunge din nou în grația lui Dumnezeu după căderea în păcat, și toate aceste aspecte el l-a detaliat în lux de amănunte pentru ca toți cei care l-ascultau să poată înțelege calea spre lumină și calea spre mântuire. Și aici este în evidență apelul direct pe care apostolul Pavel îl face la inima lui Agripa. Deci, cumva, poate că este și o lecție pe care noi trebuie să o luăm aici. Un apel direct făcut la inima ascultătorului, nu? Crezi tu, Agripa, în proroc? Știu că crezi. Deci, cumva, Pavel a dorit să sensibilizeze inima lui Agripa, să o deschidă și să-l primească pe Domnul Hristos. A făcut tot ce este posibil ca cel mai mare dintre... în poziție, bineînțeles, cel mai mare demnitar prezent acolo, să poată să primească, dacă este cu putință, adevărul. Sigur, dar înainte de a pune această întrebare, a pregătit cadrul. Poate sigur. De multe ori venim cu această întrebare din prima și nu pregătim un cadru și nu ne facem vulnerabili înaintea oamenilor și oamenii nu pot să fie atinși astfel de cuvântul lui Dumnezeu. Da, vedem aici felul în care s-a manifestat Festus, spunând că ceea ce spui tu îi pare o nebunie și este o nebunie. Și cum a reacționat apostolul Pavel la aceste cuvinte pe care le-a spus Festus? Da, cu răbdare și calm, și a spus: nu sunt nebun, prealesule Festus, vorbesc cuvinte adevărate și chipzuite și le vorbesc cu putere pentru că știu că și împăratul le cunoaște. Adică el nu vorbea lucruri străine. Sau ascunse, da. Deci vorbea adevărul curat și atunci când știi că e adevărul de partea ta, vorbești cu curaj fără reținere. Și lucrul acesta este bun și pentru noi, pentru că e în favoarea lui Dumnezeu, în favoarea numelui Său, să mărturisești adevărul cu curaj. Așa ni se cere, așa trebuie să facem și noi și Dumnezeu să ne ajute la aceasta, pentru că puterea nu este în noi atunci când vrem să facem lucrul acesta. Dar Dumnezeu este pe fază și ne va da puterea necesară ca să mărturisim adevărul cu curaj. Da. Da. Și apoi, după ce Festus și Agripa spune: curând vrei să mă înduple să mă fac creștin, cum răspunde apostolul Pavel? Pozitiv, evident. Nu numai tu, împărate, ci toți care mă ascultă, să dea bunul Dumnezeu să fiți așa cum sunt eu, în afară de legăturile acestea care erau nedorite, neplăcute, în mod nevinovat era legat acolo. Deci dorința lui și-a făcut-o cunoscut publică. Deci să dea Dumnezeu să fiți ca mine, adică în relație strânsă cu Dumnezeu, iubind adevărul, mărturisindu-l, nu doar de ochii lumii, făcând paradă și strălucire care sunt trecătoare, ci primind în inima adevărul ca să sfințească inima. Deci apostolul Domnului nu s-a reținut ca să își manifeste dorința ca toți cei care auzeau cuvântul din gura sa să ajungă să fie ca el, adică să fie ucenici ai Domnului. Oare l-a atins cuvântul acesta pe Agripa? Sigur, sigur. Conștiința lui Agripa era apăsată. El privea în trecut și își amintea de faptele acelea ale înaintașilor lui, respectiv bunicului, străbunicului, tatălui, nu? Care ei cumva lucraseră împotriva lui Dumnezeu. Și a amintit așa, a trecut prin conștiința lui lucrurile acestea. Cumva mustrarea de conștiință era și asupra sa, parcă Duhul lui Dumnezeu căuta cumva să-l atragă și să-l câștige de partea adevărului, dar observăm că vanitatea, mândria, strălucirea aceasta care este în jurul nostru de multe ori ne împiedică ca să dăm curs apelului Duhului lui Dumnezeu. Cam așa s-a întâmplat și cu Agripa. Deci era prea mândru ca el să poată să spună: Pavele, să știi că ai dreptate și aș vrea și eu să mă fac ca tine. Deși cred că acela a fost un moment deosebit pentru Agripa, o ocazie deosebită când harul și când Duhul lui Dumnezeu a lucrat cu putere la inima lui. Dar ce să zic, asta este, oamenii resping și s-ar putea ca respingerea aceasta să fie ultima. Da. Pare că a făcut cumva Pavel o greșeală că a cerut să fie judecat de cezar?
Că aici spune că dacă nu cerea să fie judecat de cezar, atunci poate noi îi dădeam să fie liber. Păi da, dar nu ne amintim că în visul pe care l-a avut Pavel, în vedenia aceea în temniță, Domnul i-a spus: Pavele, tu ai să stai în fața cezarului. Știți că a fost într-o lecțiune mai în spate. Deci, chiar Dumnezeu i-a făcut să de cunoscut, nu? Și acum Pavel, probabil, s-a meditat la lucrul acesta și s-a gândit: băi, este o onoare pentru mine, pentru el, adică era cea mai mare favoare să stea în fața celor mai mari demnitari ai omenirii. Și acum, având favoarea să stea în fața cezarului, nu, pentru el a profitat de lucrul acesta. Da, mulțumesc pentru frumoasa dezbatere pe care am avut-o împreună. La final, dacă aveți un gând final pentru ascultători și pentru fiecare dintre noi, ca un apel la inimile noastre. Da, personal consider că putem trage o concluzie sănătoasă, și anume că în situații dificile, delicate, este esențial să ai o atitudine cu adevărat creștină. Să știi cum să-ți pui punctul de vedere în ceea ce privește prezentarea adevărului sfânt și pentru aceasta să-L rogi pe Dumnezeu cu stăruință ca să descopere prin Duhul Lui cuvintele care le-ai de spus, să ai o atitudine răbdătoare în ciuda nedreptății care ți se face, în ciuda acuzelor care ți se aduc pe nedrept, în ciuda manifestării urii față de tine. Este esențial ca să fii calm și răbdător, așa cum a fost Mântuitorul nostru, așa cum a fost acest ucenic brav, Apostolul Pavel. Este de cea mai mare importanță ca să ai o prezentabilitate, așa cum se amintea, de gentleman, pentru că toate aceste aspecte dau greutate nevinovăției tale și, la urma urmei, aceasta este maniera în care un creștin adevărat trebuie să se comporte în fața supritorilor săi. Și Dumnezeu va da câștig de cauză unor astfel de servi care se devotează și care au toată atenția îndreptată în a nu defăima numele lui Dumnezeu nici printr-un gest nepotrivit, cât de mic fie el. Deci Domnul să ne ajute și pe noi, pe fiecare dintre noi, ca să avem această atitudine nobilă în fața acuzatorilor noștri care ne vor acuza de lucruri care se întâmplă pe pământ aceasta în mod nedrept, să rămânem totuși calmi și să așteptăm răsplătirea de la Dumnezeu. Da, și mai este o idee. Pavel îi iubea pe oameni, pe toți oamenii. El căuta să folosească toată puterea pentru ca să le atragă inima. Indiferent de jos sau de sus, cine erau ei, nu conta. Pavel depunea toate eforturile și căuta să facă din partea sa tot ce este cu putință pentru a-i câștiga pe oameni. Asta iese în evidență din lecția aceasta pe care am învățat-o, pentru că lucrul acesta ar trebui să îl simțim fiecare dintre noi și să căutăm și noi să facem la fel în lucrarea pe care o căutăm să o facem cu cei din jur. Da, vă mulțumesc pentru aceste gânduri minunate. Vă mulțumim, dragi ascultători, că ați fost împreună cu noi. Dumnezeu să ne ajute ca să dăm mărturie. Până când vom ajunge ca să dăm mărturie în fața regilor, va trebui să dăm mărturie mai înainte în fața fiecărui om care este în jurul nostru. De aceea spunea cuvântul lui Dumnezeu că ar trebui să grăbim venirea împărăției lui Dumnezeu. Și nu este de ajuns doar să ne rugăm: vie împărăția ta. Dacă nu punem umărul, dacă nu ajutăm, dacă nu răspundem apelul lui Dumnezeu, iată-mă, trimite-mă, atunci putem să ne rugăm și nu ne facem datoria, cred că nu este suficient. De aceea Dumnezeu să ne ajute ca să dăm mărturie astăzi. Fiecare unde suntem, la școală, la servici, fiecare suntem chemați ca să-L mărturisim pe acela care ne-a iubit, acela care și-a dat viața pentru noi, care ne poartă pe brațul său. Și de aceea Dumnezeu să ne ajute ca să nu ne fie rușine, să nu ne fie teamă, ci cu bucurie și cu dragoste în sufletele noastre să mărturisim tuturor că El este Domnul și acela care ne poate elibera și salva din robia păcatului. El să fie cu noi și să ne călăuzească pe fiecare dintre noi. Amin. În momentele următoare dorim ca să avem un moment de rugăciune, de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Ne vor ruga împreună cu pastorul Ionel Aria, iar apoi vom avea un moment muzical. Iar apoi, de la ora 11, vă invităm pentru o temă specială pentru sufletele noastre, unde vom fi conduși în studierea cuvântului lui Dumnezeu. Vă mulțumim!
Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus venim înaintea Ta la încheierea acestor lecții minunate din cuvântul Tău pe care ni le oferi. Îți mulțumim, Doamne, pentru învățăturile deosebite pe care le primim de fiecare dată din partea Ta și Te rugăm să ne ajuți și pe noi să învățăm de la Tine felul cum să lucrăm cu cei din jurul nostru, atitudinea pe care să o avem și totdeauna seriozitatea de care trebuie să dăm dovadă în lucrarea aceasta. Te rugăm să pui în inima noastră dorința aceasta de a-i salva pe cei din jur și de a-i iubi așa cum i-ai iubit Tu, pentru că dacă un singur om era în lumea aceasta, Tu ai fi părăsit cerul și Ți-ai fi dat viața pentru el. Ajută-ne și pe noi ca să căutăm să Te avem alături, să Te chemăm și Tu să fii acela care să ne conduci pacea și liniștea cerului să se lășluiască în inima noastră și totdeauna să putem să vestim adevărul Tău cu fermitate, ca oamenii care aud să poată să înțeleagă că mesajul acesta este din partea Ta și că Tu îi chemi cât mai este timp de har să se împece cu Tine. Îți mulțumim și Te rugăm să binecuvintești și prietenii noștri care ne urmăresc și pe toți aceia care vor să-și consacre viața Ție și ajută-ne pe fiecare în parte să putem să ne facem partea în via Ta cât mai este timp și să căutăm să slujim cu credincioșie ca în ziua aceea să ne recunoști ca și copii ai Tăi. Te lăudăm și îți mulțumim. În numele Domnului Iisus Te rugăm toate acum și în veci. Amin.